Forța Steaua! Hunor și Bernadette Soci au așteptat cu nerăbdare măsurile de relaxare ale autorităților pentru a se putea întoarce la antrenamente alături de colegi și antrenori. Legitimați amândoi la clubul din Ghencea, frații Soci recunosc că le-a fost extrem de dor de paleta de tenis de masă, sunt extrem de fericiți să evolueze împreună pentru roșialbaștri și visează la o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. Cum a fost revenirea la antrenamente alături de antrenori după 2 luni de izolare? Da, ne-a fost dor. Am făcut foarte mult fizic acasă, deci a fost un pic mai ușor să mă readaptez antrenamentelor. Și ne bucurăm că suntem aici și ne antrenăm din nou împreună. Am fost fericită pentru că mi-a fost foarte dor să iau paleta în mână și mi-am dorit foarte mult să reîncep antrenamentele și sper că în curând o să putem participa și la concursuri. Care a fost lucrul care ți-a lipsit cel mai mult în perioada de izolare? Paleta, bineînțeles. A fost, nu cred că a mai fost vreodată o perioadă așa lungă de timp să nu atingem paleta. Și mie la fel, pentru că este a doua oară când a trebuit să stau o perioadă atât de lungă fără paletă, dar data trecută am avut un motiv pentru că am fost accidentată. Ce reprezintă pentru tine că o ai alături pe sora ta la clubul Steaua București? Așa a fost de la început, am vrut să mergem împreună, să fim pachetul complet și... Da, este un lucru foarte frumos, zic așa, să fiu cu sora mea la același club. Cum am fost împreună, ne-am dus și în Germania, unde ne antrenăm, suntem la același club, ne antrenăm și da, este un lucru frumos. Este o onoare pentru că de când eram mică ascultam orice sfat de la el și, bineînțeles, oricând am avut nevoie de el, a fost alături de mine și mi-a dat sfaturi care nu știu dacă vreodată cineva ar fi putut să-mi dea. E bine că s-au amânat Jocurile Olimpice pentru încă un an? Este bine că s-au amânat și nu s-au anulat de tot. Ăsta este cel mai important lucru, după părerea mea. Pentru mine, dintr-un fel, a fost bine pentru că anul ăsta am început nu atât de bine cu concursurile, nu am fost în cea mai bună formă și, da, sunt bucuroasă pentru că s-a anulat și pot să mă pregătesc și mai bine și să mă concentrez doar pentru olimpiadă. Care sunt pasiunile tale? Ce îți place să faci în timpul liber? Îmi place foarte mult scuba diving, karting, sporturile astea mai cu aventură. Mai. Și mie îmi place să fac alte sporturi, bineînțeles, să mă machiez, să mă aranjez, să pozez. Deci, cum am spus de fiecare dată, pentru mine tot timpul. Mi-a plăcut să arăt bine în afară de sala de tenis de masă. Și acum o ultimă întrebare, o să te rog să o caracterizez în câteva cuvinte pe sora ta. Misterioasă. Și tu cum l-ai caracterizat pe fratele tău? Chill. Lejer.